Hai să-ți ieșim din birou. Clientul meu tot pleacă. Dar dumneavoastră puteți să-i spuneți tot ce să facă. Da, el are drept. El fără avocat, el n-are drept. Domnul, deci de dumneavoastră sunteți incompetent totalmente. Eu văd că dumneavoastră nu cunoaște o normă din codul procedură penală. Și când ați să aveți nevoie de avocat, eu adoptez. Nu. Deci el are dreptul, conform codului, din primul moment până în ultimul moment, să fie asistat de avocat. Rog să citeți articolul 92. Dumneavoastră, ce interviniți eu cu dumneavoastră vorbesc? Dar nu trebuie să vorbiți, eu sunt avocatul lui. Ce interviniți vor să interviniți? Eu sunt avocatul, nu știu cu oși, domnule. Eu sunt avocat clientul meu. Dar nu aveți nici o cultură generală. Dumneavoastră aveți cultură. Dar etică profesională, eu mă consider profesional. Dar eu nu v-am spus acum că sunt profesor, eu v-am spus că el este clientul meu și am profesionat cu el. Conectați telefonul, nu aveți în drept să se mai registrați. E ca să registrează și din stânga, și din dreapta, să încălzi din urmă. Și să vezi ce se întâmplă aici. Și contrarieți ce se întâmplă aici. Ce să vă impuneți părere? Nu, eu nu mă amestec. Eu mă îndeplinesc obligații profesionale. Nu trebuie să explicați fie aici ce drepturile dumneavoastră. Eu vă rog. Liberați... Eu nu liberați, domnule. Chemați poliția. Cum am zis, răspunsul în față de avocat, stai să-ți vedem parcă mi se pare că... Păi e să însemnați asta, că vreți să dați în față, deci trebuie să-i pune ceva. Dar nu trebuie să-i spuneți ce să faceți. Vă rog frumos. Haideți să-mi văd, că zi-mi s-a văzut. Eu nu v-am invitat pe dumneavoastră, încă o dată repede. Am solicitat, am solicitat permis pentru domnul Calza, nici pentru dumneavoastră încă n-am solicitat, dar lasă că-i soție și oricum am fost evitată. Cu ce ocazie ați făcut permis domnului ăsta? Deci eu vă prezent mandatul, l-am prezentat la intrare, eu apăr interesele acestor subiecte. Este nu-i bănuit, nu-i învinuit. Nu contează, mă arătă în conformitate cu prevederile articolului 92, are dreptul la apărător. Și de ce i-am spus domnului să nu săvârșească acte ilegale, contra prevederilor codului procedură penală. Nu aștept, eu trebuie să fiu alături, eu ies ori împreună cu ei, domnul polițist, ori eu termin activitatea mea procesuală. Haideți împreună, haideți atunci. Hai! Nu se invitați dumneavoastră, ei sunt clienții mei și nu. Sunt mai bine pe avocață și răspundem la întrebări. Ascultați-mă, rog, nu faceți aici, puneți condiții. Eu, a să aveți nevoie de avocat, așa și să înaintați. Nu, el nu trebuie să înainteze, eu vă prezentam mandatul. Dumneavoastră intervenție, eu cu dumnealui vorbesc. De ce dumneavoastră interveniți? Eu am drept să vorbesc. Eu sunt avocat și am drept să vorbesc în locul lui. Dar dumneavoastră n-ați început încă activitate procesuală, domnule. Dumneavoastră doar trebuie să asistați. Nu trebuie să ne înveți cereri, eu vă prezint mandatul, domnule. V-am prezentat și el de cereri. Deci, mandatul, el nu trebuie să scrie cereri, mandatul. Eu am intrat din primul moment anunțat, eu sunt avocat și am prezentat mandatul. Dar eu pe dumneavoastră v-am citat-o pe dumneavoastră. Dar nu contează. Trebuie doar să asistați și stăceți, vă rog. Orice persoană are dumneavoastră faceți-o. Deci are drept la obiecții. Ia uitați-vă în pot ce la obiecții. Da, domnule, cum eu vă cunoaște scopul. Dumneavoastră sunteți admis ca avocat încă. Dar de ce dumneavoastră trebuie să mă admiți spune ca avocat? De ce trebuie să mă admiți? Dacă eu vă prezint mandatul. Hai să faceți o ordonanță, ok? Hai să vedem. Nu mă sare cum trece. Dacă aplicați forța, eu acum la televiziune. Eu am venit cu clientul meu. Deci eu vă declar. Și clientul meu... E ce vor să iau de ambii odată, nu înțeleg. Eu tot sunt de acord. Dar de ce eu nu m-am așteptat un procuror de la Procuratura Generală să mă bruscheze în felul respectiv? Am să o fac și chiar penală. Bine. Eu i-am lăsat mandatul pe masă, să nu-l...